Biserica Bucur sau Bucur Ciobanul, cu hramul Sfinții Atanasie și Chiril, este amplasată pe o colină, în vecinătatea mănăstirii Radu Vodă din capitală. Este una dintre bisericile ale cărei origine a fost atribuită prin legendă lui Bucur Ciobanul, întemeietorul Bucureștiului. Actualul lăcaș de cult ar fi fost însă ridicat pe la începutul secolului al XVIII-lea, probabil ca paraclis sau biserică de cimitir a mănăstirii. Această datare este certificată de o inscripție din anul 1705, de pe una dintre icoanele bisericii. Biserica a fost cunoscută sub numele de Sfântul Atanasie, ce este afară de curtea mănăstirii, pentru ca abia într-o catagrafie din 1863 să-i se spună Biserica lui Bucur. A fost reparată în 1869, an în care preotul Grigore Mușceleanu a inscripționat o lespede din Naos, în care era menționată zidirea bisericii, în timpul lui Mircea cel Bătrân. Pe la 1901, biserica era ruinată, fapt care a necesitat restaurarea ei de către Comisiunea Monumentelor Istorice. Între anii 1909-1910 a fost refăcut pridvorul, turla, sistemul de boltire și a fost construită clopotnița. Noi reparații au avut loc în 1931, biserica fiind deschisă abia în 1938. În 1953 au avut loc ample excavări în curtea bisericii, fiind descoperite mai multe morminte. De-a lungul timpului, asupra bisericii au avut loc mai multe intervenții care i-au modificat aspectul inițial. Revenirea la înfățișarea originară a bisericii a avut loc în urma lucrărilor de restaurare-consolidare, demarate din anul 2007. Biserica uimește prin amplasarea ei pe colina de pe dealul Dâmboviței, accesul realizându-se prin intermediul a mai mult de 30 de trepte. Este de foarte mici dimensiuni, de tip uninavat, cu o turlă octogonală deasupra naosului și pridvor deschis pe stâlpișor de lemn. Are arce de o formă aparte, ce amintesc de prispele românești. Fațadele prezintă un registru de arcaturi în acoladă. Se remarcă sculptura portalului și a încadramentelor ferestrelor de tip brâncovenesc, precum și ușa masivă de lemn de la intrare. De mare valoare este iconostasul, pictat în întregime, o adevărată bijuterie brâncovenească, precum și numeroasele icoane vechi. Acestea sunt realizate în tehnici tradiționale și împodobesc pereții bisericii zugrăviți în alb. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, ieromonahul Macarie a fost unul dintre călugării care au desfășurat o importantă activitate culturală. Născut în anul 1730, probabil în Ardeal, a venit în țara românească, unde a studiat la Academia Domnească din București. A mers apoi la muntele Athos, de unde s-a întors cu starețul Paisie, la mănăstirea Dragomirna, în anul 1763. Atunci se pare că s-a și călugărit. În 1773 a fost chemat de mitropolitul Grigorie al II-lea în slujba mitropoliei din București, ca ieromonah și dascăl al Evangheliei, cum semna însuși Macarie. Această titulatură arăta că răspundea de pregătirea candidaților la preoție. De asemenea, în această perioadă îl sprijină pe starețul Gheorghe în acțiunea de refacere a mănăstirii Cernica. Numele său mai apare ca diortositor al Octoihului în 1774, iar în anul următor al psaltirii tipărite la București. A realizat numeroase traduceri din slavonește și grecește în românește, din care a tipărit numai omiliile Sfântului Macarie Egipteanul în 1775. A rămas însă un număr important de manuscrise, dintre care unele pregătite pentru tipar.
a scris și 3 lucrări originale: Gramatica românească, în 1772, la Schitul Sihla, un lexicon și o bucoavnă sau buchernișă, din 1779. Ieromonahul Macarie a trecut la Domnul în anul 1810, fiind înmormântat la București sau în cimitirul mănăstirii Cernica. Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, aprobat de Sfântul Sinod în noiembrie 2007, conține procedurile privitoare la alegerea ierarhilor în Biserica Ortodoxă Română. Astfel, alegerea de patriarh, mitropolit, arhiepiscop și episcop-eparhiot se face prin vot secret de către Sfântul Sinod, în termen de cel mult 60 de zile de la vacantarea scaunului respectiv. Patriarh este ales cel care a primit 2/3 din voturile sinodalilor prezenți. Mitropolit și episcop, cel care a primit voturile a jumătate plus 1 din sinodalii prezenți. Noul statut al Bisericii Ortodoxe Române, intrat în vigoare în ianuarie 2008, a însemnat revenirea la tradiția veche a Bisericii, respectiv aceea că episcopii sunt aleși de către episcopi. S-a renunțat la varianta, să spunem, de origine transilvană, adoptată după 1918 în vechiul statut din 1925, aceea ca mireni să voteze direct un episcop sau cler, preoți, diaconi să poată vota direct un episcop. S-a revenit la tradiția veche a bisericii ca episcopii să fie aleși de către episcopi, cu consultarea, bineînțeles, a tuturor celor care au responsabilități sau fac parte din trupul bisericii. Deci mirenii și clericii au doar un rol consultativ în prezent. Acele consultări pe care Sinodul Mitropolitan le face, de exemplu, în alegerea de chiriarhi, episcop sau arhiepiscop, sau întreaga adunare națională bisericească, care până în 2007 avea un rol foarte important. De fapt, ea devenea colegiul electoral, acum este consultată cu prilejul alegerii patriarhului. Deci este consultată de către Sfântul Sinod cu ocazia alegerii patriarhului. De asemenea, participă și câte un decan al unei facultăți de teologie și câte un director de seminar teologic din fiecare mitropolie. S-a adăugat între persoanele care sunt consultate, deci pe lângă membrii adunării eparhiale, eparhiei vacante, sunt și un decan și un director al instituțiilor de învățământ teologic din eparhia respectivă. În felul acesta, reprezentativitatea este asigurată. Delegații mireni, delegații clerici, învățământul teologic și sinodul mitropolitan din care face parte eparhia respectivă, toate acestea sunt reprezentate în propunerea către Sfântul Sinod a unei liste de eligibili. Și pe baza acelei liste de eligibili, pe care Sfântul Sinod o mai poate completa doar cu un singur nume, dacă este cazul, ei bine, pe baza acelei liste, Sfântul Sinod votează. Votează pe o propunere venită de jos în sus, dar decizia revine acelei entități canonice și statutare, Sfântului Sinod, care este cea mai înaltă autoritate în Biserica Ortodoxă Română, în toate problemele care privesc organizarea și funcționarea ei. În cazul alegerii de mitropolit, Sinodul Mitropolitan se consultă cu membrii adunării eparhiale, a eparhiei vacante, la care se adaugă membrii clerici și mireni din celelalte eparhii ale mitropoliei respective, delegați în adunarea națională bisericească. Participă un decan al unei facultăți de teologie și un director de seminar teologic din mitropolie, desemnați de Patriarhul României sau locțiitorul de mitropolit în consultare cu ierarhii sufragani. Ar mai fi o categorie specială de alegeri, alegerile care se fac în străinătate conform statutelor eparhiilor noastre din afara granițelor, statute care trebuie să fie în conformitate cu statutul Bisericii Ortodoxe Române, dar nu este obligatoriu să fie și identice.
Deci este doar o conformitate de structură canonică, de linie canonică. Și de aceea eparhiile din străinătate vin cu propuneri către Sfântul Sinod pe baza unor consultări conform reglementărilor lor interne.